să le rezolvați problemele. Am un element surpriză. Vă rog. Pe data de 3 iunie. Așa. Da? Să-mi notez, e ceva important. Notați-vă, sărbătorim Ziua Internațională a Copilului în localitatea Gingea. Păi de ce pe 3 iunie? N-a să schimbați ziua de 1 iunie pe 3? Nu, păi dar nu pot să o fac pe 1. De ce? Pentru că nu se poate. Nu avem cum să o facem pe data de 1. Dar ce e pe 1? Când cade 1? Nici nu m-am uitat păi, în calendar. În primul rând, este zi liberă? Da, de la școală. Păi de la școală. Așa și. Și cum adun eu copiii? Că eu trebuie să-i adun cu cadre didactice, cu... Am înțeles. Da, adică cineva să și... Și trăie în weekend sau ce? Pică sâmbătă când? Nu, pică când trebuie. Așa, da, ce faceți exact, de 3 iunie? Așa. Pe 3 iunie sărbătorim Ziua Internațională a Copilului. În cadrul celebrei am făcut o campanie Bucurii pentru Copii. Așa. Așa și vom avea 8 blocuri de joacă gonflabile, zone tunel, zone de alunecare, zone de țopăit, deci cu animator. Cât costă povestea asta? Vă întreb așa estimativ, pentru că la Constanța costă foarte mult. Îmi fac și eu așa o idee. Mult mai puțin, mai ieftin decât la Constanța. Cât, domnul primar? Foarte puțin. Păi, spuneți cât, nu știți cât ați plătit pentru toată treaba asta? Chiar nu știu, dar o să mă documentez și o să vă spun. Dar nu este o sumă... Deci nu 10.000 de euro, gen. Haideți, nu există. Păi eu așa. Vă spun cât costă la Constanța. Animatori, spectacole de teatru, deja, face painting, baloane... Așa, deci o să fie un spectacol foarte frumos și foarte... Unde va avea loc? În Parcul Mihai Eminescu. A, în Parcul Mihai Eminescu. Păi n-ați spus. Cel de-al... Deci... Această, cu mascote, cu personaje, cu multiple activități pentru părinți și pentru copii, cu, le-am făcut surprize, nu vreau să le mai spun, decât toți copiii au început să dea mesaje pe Facebook, copii, oameni care nu sunt din localitatea Gigea, că vor și ei să vină. Să vină, nu am ce să... Păi și vor primi și ei? Nu, trebuie să-i pun la coadă pe ea, nu? Păi nu, va primi toată lumea cu deci o surpriză, orice copil care vine, din ce localitate vine. Eu nu am cum să restricționez... Deci sunteți zâna cea bună pe 3 iunie, sunt zâna cea bună, dar cum îl iau și... Vă-ați la baghetă. Tu ești copilul alb, tu ești copilul negru, tu ești copilul verde, hai să vedem în funcție. Dacă vin din alte localități din județ, sunteți pregătiți pentru toată lumea? Nu am cum să fiu, adică eu fac această activitate, o fac pentru copiii din comuna Gigea. Am înțeles. Eu nu am cum să fac, eu nu sunt președintele Consiliului Județean. Nici n-ați vrut să fiți. Da, dar și în același timp nici nu am cum să restricționez, să spun... Haideți, domnul primar, că puteți cumpăra din buzunar 5 cutii de bomboane ca să le dați și copilor câte o bombonică. Dar nu e vorba de bomboane. La unul îi dau înghețată, la unul îi dau bomboane, nu? Nu, copiii din Agigea își pot primi de ziua lor, chiar și prin intermediul unităților de învățământ, cadoul sau ce le dați la primărie, bomboane înghețată, dați deci la toată lumea. Fiecare an, în fiecare an am dat aceste cadouri de 1 iunie, mm-hmm. Da? Ce nu am putut să dau anul trecut, nu am putut să dau uniforme pentru copii. Și anul ăsta ce le veți da? Anul ăsta? În afară surpriză. De aceste... Surpriză! Păi nu le fac o surpriză copiilor pe data de 3 iunie? Păi nu știu, vă întreb. Vă întreabă surpriză. Lumea aici ce le luați.